busuiocul și salvia sunt fără doar și poate două ingrediente minune pentru menținerea sănătății, însă ele au și efecte detoxifiante, motiv pentru care ajută la curățarea și detoxifierea rinichilor, îmbunătățind astfel sănătatea. Potrivit specialiștilor în medicină naturopată, pentru a te hidrata mai bine este important să incluzi în dietă băuturi obținute din plante medicinale precum busuioc și salvie. Aceste două plante aromatice facilitează funcționarea rinichilor. Conform experților de la Institutul Național de Sănătate, rinichii ajută la funcționarea întregului organism, întrucât ei sporesc eliminarea toxinelor și a excesului de lichid în organism. În plus, sunt responsabili de menținerea unui nivel echilibrat de apă, săruri și minerale, precum sodiu, calciu, fosfor și potasiu în sânge. Rinichii sunt responsabili de asemenea de filtrarea unor substanțe, ajutând la eliminarea celor care nu sunt necesare. Busuiocul nu este doar o plantă aromatică pe care o poți folosi pentru a prepara sosuri delicioase, salate ori paste. Este de asemenea un remediu natural ce îmbunătățește digestia. Potrivit specialiștilor naturopați, multe dintre persoanele care consumă busuioc cu regularitate prezintă un risc mai scăzut de a se confrunta cu pietre la rinichi ori crampe. De cealaltă parte, salvia are numeroase beneficii pentru sănătate, întrucât frunzele sale au proprietăți antibacteriene, fungice și astringente. Pentru a-ți detoxifia organismul, îți propunem un remediu obținut prin combinarea salviei și a busuiocului. Ai nevoie de 250 ml de apă, 5 frunze de salvie, 10 frunze de busuioc și o lingură de miere. Pentru a pregăti acest remediu natural, pune toate ingredientele în blender, iar apoi adaugă o linguriță de miere. Consumă băutura obținută imediat pe stomacul gol. Este indicat să o bei cu 30 de minute înainte de micul dejun și este important să urmezi această cură pentru cel puțin o săptămână. De asemenea, pentru a-ți detoxifia rinichii, este important să bei cel puțin 2 litri de apă pe zi, dar în același timp trebuie să limitezi consumul de produse lactate și de sare. Este de asemenea recomandat să faci mișcare.